Robert vorbea cu Bogdana și Liviu, era prezentă și Bia despre acel material în care Liviu și Bogdana discutau despre contractul prenupțial și atunci a zis Robert că și lui i-a comunicat înainte să vină la emisiune să aibă grijă și să facă un contract prenupțial pentru orice eventualitate iar Bia a zis, la noi suntem săraci amândoi, e ok, nu avem ce să împărțim și Robert a început să râd Deși a zis că dar datoriile se pot împărți. Cu siguranță acest sfat a fost primit de acasă, de la tatăl său, pentru că Robert a spus asta, însă e posibil să existe totuși ceva pe numele lui dacă mi s-a spus că ar fi bine să facă un contract prenupțial. Știm că atunci când a fost conflictul, doamna Nina tot bătea monedă pe partea aceasta financiară, dar pe de altă parte, la cum glumeau Robert și Bia în baie. Nu cred că vor face acest act.